Care e body count-ul tău? Body count-ul meu? 8. N-am ascultat o persoană mai incoerentă în viața mea, chiar m-am chinuit să ascult podcastul ăsta, cel mai chinuitor și obositor podcast posibil ever. Asta a reușit să moștenească toată prostia din România. Mulțumim că ai dat-o pe canal. Așa ceva... Aolo, ăsta se face cum fac ăia în pelegrinaj, deci dau cu biciu pe spate și da, de ce se uită? De ce se uită? I-am zis cumva, uită-te, te rog, ești obligat sau ceva. Se uită, mă, le place, sunt triști. De ce plângi dacă te uiți? De ce plângi? Sau, eu sunt Emi, ăsta este podcastul în persoană și astăzi, din nou, o avem invitată pe Bia Khalifa. Podcastul cu ea este podcastul record, a ajuns la aproape 400.000, felicitări, Bia. Ah, mulțumesc. Nu știu de ce nu mă bucur, adică e ceva, nu e ceva nou pentru mine. Ce crezi că a fost cel mai vizionat podcast? Pentru că am ceva de spus, în afară de, Doamne, eu, toată lumea mă știe, eu sunt o persoană cu minte. Nu, frate, eu sunt Bia Khalifa, mă enervez, te scuipă, eventual te și bat. Ah, că tot vorbim de scuipat, Bia, tocmai ai revenit din Republica Dominicană, de la Sunt celebru, scoate-mă de aici. Da. Zi-mi și noi pe scurt, cum a fost experiența ta și ce ai învățat din urma apariției tale la Sunt celebru, scoate-mă de aici? A fost tare, cred că e, nu știu, cea mai tare chestie pe care am făcut-o până acum, ca experiență, da. A fost mișto să stau cu persoane atât de diferite. Nu știu ce am învățat de la experiență, am învățat multe chestii, dar de la ei ce să învăț? Le-am dat lecții de viață. Deci efectiv vorbeau cum vorbeam eu. Vrei să te mint? Toată lumea avea porecle, toată lumea, am dat afară pe toți, Tania aia a declarat în presă, Bianca e coșmarul meu. Tu realizezi că femeia mă visează noaptea, are vise umede cu mine, ești nebun? Umede? Da. E, pula mea, ia și, habar n-am ce, mă visează noaptea. Cum mă vedea și dezbrăcată pe acolo, stai cu minte, Tania. Te vedea dezbrăcată, da, că am văzut că te-ai dezbrăcat de față cu ei. Da ce? Nu, ei stăteau de față când eu m-am dezbrăcat. Stai puțin. Nu, eu sunt de vină, ei sunt de vină. That's a fucking period. That's a fucking period. Stay toxic, bitch. Toxic, da. Bia, ai avut prieteni acolo în junglă? Da, bineînțeles, iepuraș. Iepuraș. Atât? Așa. Că de dușmani știu că ai avut. E, nu, fanii mei, jur pe viața mea, toată lumea mi zicea, Bia, am văzut alea cu tine, aia, era blondă aia de, a făcut TikTok pe aia cu caviarul, mă rog, mm-hmm. În fine. Toți erau fanii mei acolo, vrei să te minte, adică, pui mei. M-am înțeles bine cu Mara, am rămas să mai vorbim cu Gianni, bineînțeles, pentru că îl susțin și eu să ajung în finală și o să și câștige, sperăm, dacă treburile sunt corecte, dacă nu, aia e, ne mulțumim și cu, știi cum e, ne mulțumim cu ce avem, vrei să te mint? Da, corect ar fi să câștige Gianni după mine, acum că eu nu mai sunt în competiție. Îmi pare bine că am plecat ca o regină, adică gândește că n-am pierdut la eliminare, le-am câștigat pe toate. Am fost descalificată pentru că mi-am făcut dreptate singură, ce? Ce? Și plus că eu aș vrea să merg mai departe cu chestia asta și să o fac mai legală puțin și să o invit pe Ami la Gala RXF. Gala RXF, Bia Khalifa Ami, wow! Da. Cum dau de? Capace de nu te vezi tu pe semnătura ta, vrei să te mint? Mamă, oricum e cât o pișcot, am spus-o și la așa, să moară familia mea. Băi, mică, proastă, scurtă în picioare, așa. Capul mic în față, ca un șobolan, să moară familia mea, o bat de Ami, să moară familia mea, acceptă, așa, pentru fanii tăi. Da. Ei, efectiv, eu sunt de principiu că nu mă bat cu fete, doar bat băieți care sunt retardați și mă disperă pe mine foarte mult cum s-a întâmplat. Te-a putut numără... cu o fată? Nu. Ami este singura persoană pe care aș bate-o până... Aș bate-o rău de tot, vrei să te mint? Plus că pe semnătura ei, pui mei. Merge, nu?
Da, mă, dar nu cred că o să accepte, ea fiind o fată firavă. E, lasă că și Zani l-a bătut pe Gheboasă, dacă îmi dă capa-o. Pe bune, cum e mică, mă, îmi dă direct în burtă. Ok, toată lumea vrea să știe Bia Khalifa. Cine Matei? Acum, ce? Cine Matei? What? A, tatuajul? Da. Doamne! A, fix acum am văzut și te-am întrebat. E un fost de-al meu. Am înțeles. Da. Și te-ai tatuat? Da. E berechet. Cine? Berechet. Așa-l cheamă Matei? Da. A, ok, am înțeles. Matei. A, dar chiar, ultima oară când ai fost aici, erai într-o relație. Cu cine? Cu Erps. A, e, pula, stai, frate, că cât a trecut? Dracu, a trecut o grămadă de timp. Bă, a trecut chiar de mult timp. Nu, lasă, că nu... Am înțeles. Suntem doar prieteni. Am înțeles, am înțeles. Cu beneficii. Nu, frate, acum stă cu una, zici că e mumie. Da, am înțeles. Cum pui mei, ce i-am zis, frate, mi s-a luat de tine, gata. Da, na, ne înțelegem bine, glumesc. Suntem prieteni. În junglă, și aici mă repet, toată lumea vrea să știe chestia asta, a fost un incident viral. Ce incident? Incident. Ce? O mică altercație udă. Ai scuipat-o pe Ami. Așa. Cum de? Cum de a venit momentul în care... Cum de te-ai gândit tu că, bă, din mine acum trebuie să iasă flecmă înspre ea? Pentru că... Flecmă, Doamne, ce urât am putut să vorbesc. Da, exact. I-am dat flecmă de aia din gât, de la St. George, băi, cu... Puh. Și ce zic, direct, frumos, așa, de-aia, biluță. Că m-a învățat fratele meu. Înainte scuipam așa și așa. Nu, dar m-a învățat fratele meu să scui biluță, frate, te prind direct unde vreau eu, ai înțeles? Ha. Am țint acum la scuipat. Băi, i-am zis, taci, fă, și n-a tăcut. O proastă, o ignorantă, o incoerentă, o inutilă, se dădea la Gianni și Gianni fugea la lac de ea, că zicea, dă-te în chilul meu. Ce pui mei să caute Gianni? Gianni... Nu știu, Gianni, ce să facă cu ea, mâncați așa? Are gagică, chiar ne spunea și acasă că are femeie, ce să facă cu mopul ăla? Pe bune, e cât un mop de ăla de o mătură de aia de paie. Și de la care a fost momentul în care probabil că a făcut Ami ceva în care a fost momentul în care tu ai zis, bă, acum ori niciodată trebuie să fac ceva. Eu am fost cea mai corectă din emisiune, period. De fiecare dată când cineva a intrat, eu i-am protejat. Uite cum a intrat Ami, a intrat și Radu. Eu i-am protejat, pentru că eu, cum am fost trimisă doar eu la eliminare, păi erau nervoși, vrei să te mint, toată ziua plângeau toți. Bia. Din toată ziua se vorbea despre mine. Eram în trending, pe locul 1, 2 și 3, în junglă, să moară familia mea. Da. Și eu am protejat nu știu ce, și după aia, mă rog, ea pupa în cur pe toată lumea, efectiv ne făcea masaj la picioare la toți, ne spăla hainele, ne făcea de toate, ce... Dar eu nu ziceam nu, pentru că nu i-am spus eu să facă, nu i-am dat comenzi. Ea se oferea. Ce? Uh-huh. Eu sunt foarte educată și nu am cum să refuz. Da? Period. Oricum, foarte... tot fugea de responsabilități, de orice. Voia să stea în, acolo, în junglă, doar... Bă, ne spunea că nu-i mai merg piesele... Băi, n-a știut să treacă de niciun joc. După ce am fost eu descalificată, ea a avut șansa oarecum să recupereze din credibilitate, să aibă și ea puțină credibilitate, să câștige la preliminare, la eliminare sau ceva. A pierdut ca proasta nota pe caiac. Cred că nici nu știe. A, i-a zis Bărcuță, că mă uitam la episod. S-a întors ca proasta și s-a aruncat în apă. Bineînțeles că n-a demonstrat nimic, eliminarea a plecat ca o fraieră ce e și atât. Una declară că sunt coșmarul ei, una declară că nu știu ce, alta plătește lumea gen să-mi pună comentarii de alea de hate. Dar vezi, nu despre joc. A, Bia, nu-mi place cum a jucat, a, Bia, wow, câștigă tot, că altceva n-a vreo ce să zică. Băi, sunt comentarii despre viața mea personală, dar gen, bine, nu detalii din viața mea personală, dar mă judecă fixă... Pe mine, știi ce zic? Nu are nicio legătură cu jocul, sunt conturi fake, sunt de-astea și pula mea. Deci femeile astea plâng noaptea, mă visează,
A început să posteze, stop bullying, că în jungla a fost singură. Aolo, nu fi nebună. Deci, ba e singură, ba, toate persoanele care au fost acolo, mai ales astea din grupul meu, băi, niște bipolari și jumătate. Am văzut că ți-a dat și blog pe Instagram. Păi da, pentru că ea e mazochistă, vrea mult hate. Și eu am văzut o postare în care a spus că eu am primit foarte mult bullying, deși sunt o persoană corectă, nu știu ce se victimiza ea acolo. Probabil se referea la mine. Nu știu ce bullying a văzut ea, că, mă rog, astea sunt hipersensibile și fac pe victimele. Puneți puțin în locul unei persoane care urmărește emisiunea și este foarte curioasă și vrea să știe, băi, cum este în spatele camerelor, cum este behind the scenes. Fix așa ca la emisiune, toată lumea și-a dat seama că nu sunt o falsă și o ipocrită și... Ce se întâmpla când nu erai filmată? Ce se întâmpla? Adică? M-am purtat la fel. Bia, de ultima oară când am văzut, ce mi-ai făcut? Cum a fost viața ta? Viața mea? Da. Living la vida loca? Eu în fiecare zi strălucesc, trăiesc pentru asta, sunt fericită, am mai mers și prin junglă, atât. Ce să fac? Când ne-am văzut noi? În vară? Nu, da. Sau? Nu mai știu. Aveam bluză pe mine, era frig. Am fost acum 2 ani, efectiv. 2 ani? Doamne! S-au întâmplat atât de multe lucruri. Nu e adevărat, n-ai crescut atât de mult, să zic că acum 2 ani ne-am văzut. Adică încă ești la fel, ești mic. Se zice că te-am cunoscut la 23 de ani. Eu? Eu pe tine. Stai puțin. A, tu 23 da, zi. Da, bă, frate, toți jurnaliștii ăștia care sunt ignoranți, inculți, futuți în cur, descriu despre mine că am 23 de ani în presă, deci de mult. Sunt fraieri, habar n-au informații. Dacă nu știi informații despre mine, nu știi vârsta, tu vrei să te creadă lumea când scrii despre mine. Nu mai scrieți că are 23 de ani. Toată lumea știe că Bia Khalifa are 31. Exact. Despre ce vorbim? Nesimțiților. Ți-am mai spus și înainte de podcastul ăsta că nu mi-am pregătit nicio întrebare, am vrut doar să fie o conversație între noi doi, vechi prieteni cum ne-am mai întâlnit. Dar în schimb am pus un story pe Instagram. Așa. Am anunțat oamenii că urmează să facem un podcast. Dacă au vreo întrebare pe care doresc să ți-o adreseze, vrei să ți le citesc pe toate sau vrei să selectezi eu? Unele care îți plac. Care îmi plac? Care vrei tu să... Na, băi, alege ce vrei tu. Bine, hai, eu o să le... Nu sunt atât de multe, că... Na, ok. O să ți le citesc pe toate. Mm-hmm. Întreabă dacă a făcut-o vreodată în trei. Da. Putem să ne gândim. Da, da. Da, da, ce? Da. Ce? Cât de plictisit de viață să fii să zici, nu, Doamne... Uite, o întrebare foarte bună, pusă de Tania 8. Spune, nu, ăsta e de Eduard, 69 sau 96. Ah, nu, uite, te mai înțelegi cu cineva de la emisiune? Da, repet, cu Gianni, pe care îl susțin, pentru că acum am rămas să susțin pe cineva din emisiune, dacă tot am plecat. Și îl susțin foarte mult pe Gianni, eu mai vorbesc cu Mara, cu Cristi, cu cine mai vorbesc? Cu cine mai vorbesc, de fapt? Stai așa să mă gândesc. Cu Ami? Nu, Ami vorbește singură. N-am înțeles. Așa? Mă rog. Și cu producătorul. Ce pula. Period. Dar chiar behind the scenes s-a întâmplat ceva, nu s-a cuplat nimeni cu nimeni? Cu cine? Cineva pe acolo, între colegi, cum se întâmplă și în team building. Băi, de foame, dai seama că... A, la emisiune? Da. E de foame, crezi că-ți mai vrei să... Ce, frate, că pentru o lingură de orez făceai orice numai să te fuți, nu? Cine, cine avea gândul la chestiile astea? Cine? Jur, pe bune, toată lumea. După atâția gândaci, nu te mai gândești la... Frate, am fost traumatizată.
efectiv. Nu știu, ceilalți au trecut foarte ușor probele astea, dar eu nu sunt obișnuită să mănânc căcat. De ce era în capul tău când aveai gândacii în gură? Bă, gândacii erau gravizi și mi s-a spart placenta cu larve în gură. Da. Și ce credeți? Am vomitat și a trebuit să înghit voma, că pierdeam punctul și nu mai câștigam pastele. Da. Cum ești atât de șmecheră? Vreau să fiu și eu. No, șmecher te naști, îmi pare foarte rău. Ia-mă la tine acasă, Bia. Să ce? Am deja menajeră. Scuze. Nebunule. Nu eu. A, cine? Cine, mă? Eram bun de menajeră. Bă, da. Ce? Adică housekeeping by Amy în persoană. Ce? E bun. Da. Adică sună așa mișto. Credibilitate multă, bă, în numele ăsta, așa, Amy. Curățenie și încredere. Da, frate, pe stil Adam și Eva. Ce? Da. Cum adică? Pe pula mea, știi că în Anglia sau ce, în stat, nu, în Anglia mi se pare că se face chestia asta, vin menajere, da, bine, costă mai mult, și fac curat, dezbrăcate sau îmbrăcate foarte, foarte porno. Da, ție... Imaginați-vă. Mă, asta se face tot mai frumos. Ți-ai pus și aparat dentar, vrei să fii numărul 1 peste un an, gata, își pune și... Mulțumesc! Da, stați așa, să vedeți că se duce și la sală, după aia se începe și el ca ăla. Stai, cum cipirau. Opa, hai să facem flotări nebunelor. Am femei pe bandă rulantă. Yes, queen! Ce-a pățit cu Ian, Bia Khalifa? Ce-am pățit? Te întreabă aici, Claudia. Clau te întreabă ce-a pățit cu Ian. Ce-am pățit? Ai pățit ceva cu Ian? Ce-am pățit? S-a întâmplat ceva cu Ian? Ce-am pățit? Nu. Drecu, ce se întâmple? Ceva m-a întrebat iar. Iar faci podcast cu ea, da. Doamne, ce întrebări. Normal, ce? Ai vrea să mergi la Survivor? Bă, eu sincer mă descurc și acasă foarte bine cu mâncarea mea, da? Nu am chef să mă duc să mănânc acolo orez, plus că nu știu, sunt 6 luni, adică e mult. E mult, sunt, nu știu, eu nu sunt ingușitoare de aia, gen, care face, se bagă printre toți așa, știi cum a fost Ami, protejată de toată lumea, dar inutilă. Uh-huh. Gen, toată lumea ce a urmărit știe despre ce vorbesc, pentru că oricum se văd chestiile astea la televizor. Nu, frate, eu am ceva de spus și o spun, tocmai de aceea eu am fost trimisă la toate eliminările. Păi, ăștia nebunesc cu mine. Unii se aruncă în mare, unii ridică mâna și mă trimit tot la eliminări. Câte eliminări să... Bine, la Sunt Celebru am fost cea mai bună, tocmai de asta n-am pierdut. Am plecat regina, m-am întors împărăteasă de acolo, din junglă. Dar, vedeți, în 6 luni de zile de Survivor, nu jur pe viața mea că e normal să pierd. Ai înțeles? Nu pot să fiu, nu-s nici zeu, nu nimic. Pe lângă ăștia din junglă cu care am fost, da, am fost zeu, da, zeiță. Dar tu, practic, nu ai pierdut, ai fost eliminată... Bineînțeles că n-am pierdut. Ce? Am pierdut? Nu. Nu. Întreabă cineva dacă ai reducere pe Only pentru femei. Aolo, nebună, nu. Da. Nu. O fată Ioana Miroi. Cum a fost așa... Pentru femei, dar ce se crede superioară bărbaților? Asta e feministă de-aia toxică. Bărbații sunt toți la fel. Hai să ne batem cu bărbații. O, fă nebună că deja... Pe bune, nu suport feministele astea. Bărbații sunt niște sclavi, bărbații nu știu ce. O, fă, ce ai, prințeso, din ce comună faci de râs? Dar chiar, care e punctul de vedere despre toată discuția asta care se întâmplă acum în lume, despre egalitatea dintre sexe?
Băi, eu nu pot să zic că tu ai pizdă și tu să zici despre mine că am pulă, că așa e ok, că nu știu ce. Nu, frate, unele chestii sunt... Uite, hai să zic o părere foarte... Nu cred că am auzit la nimeni chestia asta, că ori nu există cale de mijloc cum sunt eu. Băi, persoanele LGBTQI, da, ok, plus, de exemplu și eu fac parte pentru că sunt bi. Mereu mi-am asumat asta, am spus asta, am nicio treabă. Okay. Bă, da, știi care e faza? Eu n-am nicio treabă cu comunitatea asta, sunt... Nu am hate sau de-asta, că automat îmi dau eu mie hate. Dar știți ce mă enervează pe mine? Ăștia, da, noi, vezi, Doamne, nu eu, obligăm pe toată lumea să fie ok cu niște chestii. Bă, poate ție nu se pare ok ca doi bărbați să se fută în cur? Mie mi se pare... Nu, eu sunt indiferentă. Poate unuia îi se pare ok. Ție nu ți se pare ok. De ce dracu trebuie să te oblig eu pe tine? Da? Uh-huh. Și tu să fii obligat că dacă nu ești judecat. Ăsta e comunism. Ce pui mei facem? Dar ce? Nu... Nu-ți place când doi bărbați se fut în cur? Bravo ție! Ce? Asta nu te definește ca om. Sunt pro, sunt nu știu ce. Nu. Nu, încetați să fiți pro chestiilor care nu vă convin. Adică nu zic că o să ai lume în comentarii, asta nu știu ce, ăștia din LGBTQ îi plas cu părul roșu și nu știu ce, că se oftică, frate, se oftică și zice, că asta îi strigă la ură, că trebuie mamă, că nu știu ce. Nu, dar eu cunosc persoane care și-au asumat într-un mod foarte elegant pe internet că ei nu susțin asta, ok? Băi, și-au luat la hate, frate, de dă un pui mei de treabă. Vezi, are logică chestia asta pe care o spun. Nu ești obligat să fii ok cu anumite chestii. Nu știu, consider că foarte mult se cenzurează când vine vorba de subiectul Bineînțeles, ăsta. Bineînțeles, se cenzurează foarte, foarte mult. Pentru foarte a fi mult. Acceptați în societate. Da, 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 sunt persoane slabe. Eu nu sunt o persoană slabă. Eu nu sunt o persoană slabă, mereu, tocmai de asta, că m-ai întrebat tu la începutul podcastului de acum, mi-ai zis că, Bia, felicitări că ai avut cele mai multe vizualizări. De ce crezi? Adică eu sunt o persoană care îmi exprim niște păreri pe care nu le are absolut nimeni, pentru că toată lumea are aceleași păreri. Sunt pro, susțin. Nu, frate, nimeni nu are păreri așa mai personale, știi? Să nu fie împrumutate de la alții. Ai înțeles? Și când vorbesc despre orice, atât sunt de plictisitoare și podcasturile, că eu încerc să mă uit, crede-mă, atâta sunt de previzibil cu toții, de mă plictisesc. Da, ok, uneori e fan și nu vreau să atac pe nimeni personal. Adică nu mă refer la nimeni în special din invitații tăi. Mă refer la poate alte podcasturi, știi? Trebuie să fii original. Da, trebuie să fii original, să fii... Dacă e tot chestia asta pe care eu consider genială, cu Gala Eriksef, să zicem că Ami ar spune nu. Bă, nu vreau să mă bag cu Bia Khalifa. Ceea ce e de înțeles. Nu oricine poate intra în cușcă să se bată. Tu ai spus mai devreme că tu ai fi de acord cu chestia asta, să intri să te bați, dar dacă ar fi o regulă nouă implementată, băi, uite, dacă Bia Khalifa nu se poate bate cu Ami, hai să-i dăm un băiat. Zi-mă acum. Hai să zic o chestie. Eu, da. În viața, bă, eu nu mă bat cu femei, ce dracu da. Sunt, ce sunt. Nu, eu când am avut chestii de astea cu, am avut niște motive, da, anume, și oricum n-am de ce să mă bat cu femei, că nu sunt, nu știu, habar n-am. Femeile cu care am avut eu beef n-au fost de... N-au meritat, frate, o palmă de la mine, vrei să te mint? Pe Ami vreau doar să o chem la gală pentru că vreau să o bat legal, că ea dacă nu mă dă în judecată pentru bullying. Bineînțeles că o să accepte dacă e deșteaptă, că na, poate dacă se antrenează până în februarie. Totuși sunt niște bani acolo, indiferent dacă
câștigi ce? Sau pierzi. Nu, 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 sunt o persoană, am un ego foarte mare, sunt foarte orgolioasă și crede-mă, eu când am un scop, mă, nu văd, gen am ochelari de cal, că sunt bani, astea, avantaje, tot felul de chestii, nu, eu nu mă duc pentru bani, gen pe bune vorbesc. Uh-huh. În rest nu m-aș bate cu absolut nimeni, doar dacă eu aș invita, pentru că eu nu sunt chemată, hai, bate-te cu mine sau ceva și nu cred că am probleme cu cineva la modul, nu știu, habar. Eu aș vedea un meci mult, mult mai atractiv decât tu și Ami. Ce, lasă că asta e pentru mine. Nu mă interesează cât de atractiv sau nu e. Pentru public zic acum. Așa. Bia Khalifa versus Iorga. Păi pentru public, da. Păi de ce să... Stai puțin, de ce? Pentru public. Nu, eu nu fac chestii pentru public. Poate alții da, eu nu. Eu fac chestii pentru mine. Ar repet. Fi foarte hyped, da. Repet, eu motivul pentru care aș vrea, acum nu știu, n-am vorbit, poate să vorbesc, asta mi-a venit acum în cap să-ți spun, ar fi doar pentru că asta mă dă în judecat, adică săraca, așa a fost, mereu. Ia. Îmi pare bine că eu nu am amenințat pe nimeni în emisiuni că mă sinucid dacă, mă rog, în fine. Hai ok. Să... mai mult ca sigur și de aceea o să zic, bun, Ami, eu suntem în persoană și acesta este podcastul în persoană. Taci, fă! Vreau să-mi zic, să-ți da bloc, oricum. Nu-mi da bloc, Ami. Nu... E, a blocat pe toată lumea. Așa. Ai un mesaj pentru Ami? Să zicem că Ami se uită la tine. Ultim mesaj înainte de a se decide, înainte de a se decide dacă participă sau nu la gala RXF. Taci, fă, nebunul. Ai învățat să faci orez. Pe bune, frate, nu era în stare să facă un orez chior. Dă-o în puii mei de treabă. Bă, dă-o în puii mei de treabă. Era fai de pula. Bă, odată am câștigat somon și gen, astea proastele voiau să-l prăjească pe grătar. Când somonul știi că las uleiul ăla și le-am zis să-l facă în... Oricum grătarul era plin de funingină, ca idee. Că îl foloseam ca post de, știi, să țină oala. Am spus să-l facă în tigăi. Dacă nu eram eu, mâncau cărbuni. Somon carbonizat în pana mea. Deci dacă nu eram eu, nu aveau ce să mănânce. Dar care a fost primul lucru pe care l-ai făcut după ce te-ai întors? Eu? Da. Doamne. Aolo. Aolo. Am mers la Dristor și mi-a comandat o... Baghete pui amestec? Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. O farfurie de vită mare, un porumb, un... Ce mi-am luat? Chiunefe de ăla cu înghețată. Bă, și am băgat în mine, mi-a fost rău. Țin minte, mi-a fost foarte rău. Și am avut tot felul de pofte. Dar chiar, nu ai rămas cu puțin PTSD dacă vezi un gândac, te gândești, aș putea să te mănânc? Nu, drecu. Eu am și spus-o și o spun mereu. Acolo măcar am stat cu gândaci de dominicană, mai sofisticați. Nu cu gândaci de bucătărie. Nici nu știu ce corcituri, ce rasă sunt. Ăia măcar avea o rasă pură, da? Ok? Ok. Period. Ăștia sunt de dimensiuni diferite, ciudați, lasă-mă. Nu. Dar care a fost cel mai scary moment în care ai trecut în Republica Dominicană? Când m-am trezit o dată dimineața, știu că era foarte soare așa, dar aveam ochii întredeschiși și o văd pe Ami. Bă, să moară familia, de nu mi-a stricat priveliștea. Pe bune, da. Jur, îmi venea să o pup. Mama m-a învățat că, na, când văd moaștele trebuie să le pup. Dar voi, unde dormeați? Voi chiar dormeați acolo? Dormeați acolo? Da, eu dormeam ca un înger. Ăștia aveau toți scolioză, reumatism. Dormeau ca dracu toți. Te ții bine la 31 de ani? Ah, foarte bine. Da, de fapt, știi câți ani am? Cât? 20? 20 și 1. 37. Dragă Bianca... hai să facem un exercițiu de imaginație. Asta este imposibil, întrucât am iubită. Să zicem că am fi într-o relație. Așa. Ce s-ar întâmpla? Ce s-ar întâmpla? Nici destul de nebună? Nu, frate. Hai să spun o chestie. Ok. Mă, una să... Eu, da, Bia, că Bia sunt în privat. Că hai că și podcastul ăsta. Sunt în privat când noi vorbim, discutăm la pauză și de țigară și astea. Dar, vezi, lumea crede că eu sunt cealapa pentru că, uite, de exemplu, hai să zicem că tu ai un prieten, da? Da. Un amic. Uh-huh. Și tu
ești împreună cu mine, ne despărțim. Ne despărțim și tu îi spui prietenul tău, bă, stai nebuna, să nu știu ce. Normal că el te crede, pentru că tu nu crezi un prieten bun de-al tău. Ba, da. Eu, cum nu sunt prietenă cu prietenul tău, nu o să afli niciodată adevărul sau și varianta mea. Și uite așa s-a întâmplat ca reputația mea să fie, bă, Bia e nebună, nu știu ce. Nu, nu sunt, chiar nu sunt gen. Mm-hmm. Dar bine, e ok, adică toți ăștia îmi poartă numele în gură toată ziua. Păi mai schimbă și tu cercul de oameni. Eu? Dar să se schimbe ei. Nu, vorbesc de cerc, nu de ei ca persoane. A, eu să schimb cercul de oameni? De ce? Sunt ok cu cercul meu de oameni. Mă refer pe plan romantic. A, de ce să schimb cercul măresc? Ca la horă. Hai la joc. Nebun, joc. Mai era o întrebare. Asta cred că e mai mult pentru mine. Asta dacă vrem o lăsăm, dacă nu o tăiem frumos. Așa. Care e body count-ul tău? Body count-ul meu? 8. Întorsă. Nu știu, frate. M-am futut când am vrut, cu cine am vrut. Uh-huh. Câteodată nu știau ăștia să se fută. Dar cum crezi că mă fut eu așa de bine? Stai puțin. Ce? Cum crezi tu că mă fut eu așa de bine? Din experiență. Ah. A? De ce? N-am de unde să știu. Decât să mă povestească oamenii că ăsta stă pe spate și suge pula cu dinții, mai bine să fiu cea mai tare persoană din viața lor. Efectiv, toți când o să aibă familii peste 30 de ani o să povestească despre una bună rău de tot care i-a nebunit de tot. Da. Chiar așa e, dacă da, de exemplu faci ceva cu o anumită persoană, pentru persoana o să rămâi pe toată viața. Toată viața. Și dacă nu rămâne cu amintiri frumoase despre mine pentru totdeauna, rămâne cu traume, sechele irreversibile. Ce? Stay toxic. Uite, dacă vrei să intru și o în bula asta, tu pentru mine o să rămâi cel mai vizionat podcast. Bineînțeles. Mă bucur foarte tare. Auzi, dar hai să... Mă rog, toată modestia mea, sunt foarte modestă, să o lăsăm la o parte. Tu și tu ești foarte așa, se poate vorbi cu tine, nu mă cringuiești și nici pe mine și nici pe alții. Da, pentru că nu mă iau în serios. Nu, eu nu mă consider moderator de podcast. Mă consider o persoană care vrea să converseze cu anumite persoane. E, lasă. Ești eu moderator de... Ești... Ce? Moderator de podcast. O tăiem. O tăiem, nu? Ce? Pula mea, nu am înțeles, ești, ce pula mea, mă consider? Ba da, e ca și cum eu zic, eu nu mă consider, nu știu, nu frate, eu sunt ceea ce sunt, îmi place ceea ce fac, ceea ce sunt, ce? Eu am vrut să ajung așa, tu ai vrut să ajungi așa, de ce m-ai chemat pe mine, de ce ți-ai luat aparatură șmecheră, de ce tu vrei asta, îți place ceea ce faci și bravo ție. Mulțumesc ești frumos. Într-un punct în care... Nu mai trebuie să fii modest. Adică uneori nu e ok să te lauzi, dar în cazul tău nu este să te lauzi. Trebuie să fii mai realist puțin. Ești foarte bun, știi și tu asta și lasă modestia la o parte. Apreciez foarte mult Bia Khalifa. Trebuie să zici știu, haideți, lecții de... That's on period. Deci, ești foarte bun în ceea ce faci. That's on period. Nu, trebuie să zici știu. Ok. Așa, ești foarte bun în ceea ce faci. Știu. Aia zic, bravo! Felicitări, sunt foarte mândră de tine. E ok, știu, normal că ești. Aia zic. That's on point, da, așa. E perfect. Băi, acum, care sunt șansele ca atunci când, sau dacă podcastul, primul podcast o să ajungă la 1 milion de vizualizări, care sunt șansele să statuezi în persoană? Pe tine. Doamne ferește. Ce ai, narcisistule? Ce faci, nebunule din Coceni? Nu, dacă vrei să-mi tatuez în persoană, trebuie un challenge mult mai mare. Ia zi. Mult mai mare. Zi. Habar, nu, zi ce, stai puțin. Stai. Bă, 1 milion e un challenge destul de mare. Pentru ce? Pentru videoclipul ăla. Lasă să fac 1 milion pe Instagram și după aia îmi tatuez. Ia vezi. Mai poți? Eu îmi tatuez Bia Khalifa. Bravo, hai. Da. Tu la 1 milion de vizualizări. Uh-huh. Și eu la 1 milion de followers pe Instagram.
E greu, frate, că sunt puțini români cu Instagram. Gen, e populație de... Băi, e posibil. Oricum tu ai avut... Toți ne știm între noi. Tu cât ai acum pe Instagram? A... De la, nu știu câte la cont. Hai să zic ceva. Eu am verified în viața reală. Eu sunt, eu sunt persoană publică, mie nu trebuie... Instagramul pe bune. Mie îmi place să pun poze, să stau pe Instagram, chiar stau mult pe Instagram, dar pe mine nu mă fac niște urmăritori când eu știu că mă știe toată lumea. Adică, și ce zic, că pot să zic acum că am 83.000. Da, 83.000 am așa, că 87.000, nu mai știu, mă rog, nici nu știu chestiile astea, că nu mă prea uit. Dar uneori chiar nu contează. Uite, câți urmăritori ai pe Instagram și câți se uită la podcastul tău? Uite, am... Nu contează, crede-mă, nu contează. Când ești relevant, un număr nu poate să mușamalizeze... Stai, când ești irelevant, un număr, nu poate să mușamalizeze faptul că ești un imbecil, un jec de sub unghia mică de la picior. Hai, deci nu contează urmăritorii. Poți să n-ai nici Instagram, dacă ești relevant, important. Crede-mă, cei mai buni urmăritori sunt aia care vorbesc despre tine și aia nu sunt pe Instagram, na. Sunt urmăritori în viața reală, da? Period. Bia, este a doua oară când ne vedem. Deja simt că... A doua oară deja e mai ok. Da. Prima dată a fost mai greu. Cine știe? Poate o să ne vedem și pentru a treia oară. Bineînțeles. Este o trilogie. De ce? Chestia asta. O să vin mereu cu mare plăcere la tine. Ai vreo întrebare pentru mine? Eu? Da, frate. Aoleu. 8 ori 8. 64. Vezi? Doar fraierii răspund cu... ce ai vrut să-mi demonstrezi că știi? Atât de puțină încredere în tine ai? Autostimă zero? Mm-hmm. Trebuia să mă întreb ce ai fă, nebună? Ce mă întreb pe mine tabla mulțirii? Nebunule, ce ești? Ia, ce frumos ăla cu caiacul. Zici că ami, doar că... Nu. Doar că știe să... Da, din vâslă. Să vâslească. Ok. Primul podcast s-a numit Scandal, Trap și OnlyFans. De scandal, tocmai ce am vorbit. Dacă îl putem numi așa. Ce scandal? Doar am corectat o incorrectă. Hai să vorbim despre trap. Mai ești cu trapul? Eu? Băi, eu sunt underground. Sau cel puțin așa mi se spune mai mereu. Că nu scot piese nu înseamnă că nu observ, și, nu observ ce se mișcă și chestiile noi. Nu sunt foarte pasionată eu de mecanismul de promovare a artiștilor în România, pentru că crede-mă, uite, de exemplu, eu am un prieten foarte bun, Close Vibe, da? O să-ți trimit o piesă de la el și o să vezi, tipul e tare. Da, a câștigat și la MC Battle. Hai că toată lumea știe. Hei, ăștia care n-au făcut nimic, se cacă pe ei că sute bani. Dă-te în chilul meu că te știu de când aveai chiloții rupți în cur, nebunule din Coceni. Da, pe bune. Când mă vedeau cu bani, că eu mereu am avut bani, de când mă cunosc cu ăștia, de când sunt în industria asta, că mi-a plăcut să fac, să am bani, da? Băi, frate, ăștia se mirau. Jur. Se închinau ca la icoane la mine. Pe bune, prima dată când m-au văzut cu Balenciaga, aveam o pereche de Balenciaga roșii, i-au luat în mână să se uite și își pasau papucul Adidasul să-l observe, să vadă cum arată. Wow! Ce te miri, nebunule! De chiar, care a fost cel mai scump item al tău? Cea mai scumpă achiziție? Nu știu, că de la un moment dat am început să nu mă uit la prețuri. Asta mi se pare puțin exagerat. Da, nu. Oricât de bogat ai fi, tot cred că te uiți la... Nu. Nu? Nu. Nu, uite. Mie intru... și mie ceva, Bia. Da, dar uite, de exemplu, nu intru în magazine de... Adică... Uite, nu chiar mereu nu mă uit la prețuri. Da, uite, de exemplu, dacă aș intra la Rolex să-mi iau un ceas, da, m-aș uita, scuze. Dar la magazine de astea cu haine, cu încălțăminte, etc., nu mă mai uit. Nu mă mai uit. Efectiv, nu mai contează pentru mine. Plus că nu-s eu cea mai mare fashion victim.
Eu sunt mai mult cu mâncarea, cu astea, adică nu folosesc shopping therapy, dar prefer mâncarea. Eu nu prea cu astea, cu hainele, cu... să mă flexez. Am în dulap la chestii, dar... Nu, eu nu mă îmbrac să mă flexez pentru alții. Câte ori ies, uite, acum am Nike în picioare, nu mă interesează. Nu mă interesează. Te dezbraci să te flexezi. Poftim? Te dezbraci, în schimb, să te flexezi. Să te flexezi. Păi da, de ce să-mi iau haine scumpe când oricum le dau jos? Cât o vine chestia asta, tu cât timp ai fost în la Sunt Celebru, scoate-mă de aici, cu OnlyFans-ul l-ai lăsat deoparte, nu? Nu, sau bineînțeles că am organizat ca totul să fie perfect pentru când mă întorc și între timp, în lipsa mea. Ok, da. Ai avut câteva poze făcute deja și chestii, lucruri făcute deja, nu? Da, bineînțeles, okay. Adică mi se pare normal să-ți organizezi, să nu simtă lumea lipsa așa de tare, mm-hmm. Totuși. Ah, ok. Da. Mi se părea tare să fi făcut de acolo niște poze. Ba, acum, fix astăzi, acum după podcast, o să mă duc acasă și o să deschid încă o pagină de OnlyFans sau poate o să fac la mine, o să văd. Efectiv vreau să încep să fac content hardcore pentru că mi se pare momentul. Dracu, fac de 4 ani și eu am făcut doar solo, chestii gen Playboy și mi se pare că lumea deja s-a... s-a săturat să vadă chestii foarte simple și e momentul să stric piața pentru celelalte. Din ce am înțeles eu, acum ai vorbit strict de sex? Da. Ok. Da. Ok. Da. Și cu băiat și cu fată, nu? Da. Adică în principiu cu un băiat. Și o să fie tot contracost. Păi nu, nebunule. Fac gesturi caritabile. Aolo. Uite, dacă Nicu din Vălen vrea să vadă un filmuleț, care o să fie prețul? Cine? Nicu din Vălen. L-am inventat. Ah, ok. Credeam că iar am scoți un de ăla, cum mi-ai scos data trecută. Prietenul tău de pe TikTok și nu știam cine. Cristi Hope? No. Cristi Pop. Să ce? Să-l vadă ce anume? Ți-a dat kill. Ți-a dat kill. Cristi Hope, la Fuck, Marry, Kill. Cine? Nu mai contează. Okay. Așa, vorbeam de prețuri. Așa. Cam care ar fi prețul unui videoclip hardcore? Vezi, depinde. Eu nu pot să spun chestia asta, pentru că acum, dacă eu, de exemplu, spun ceva, mm-hmm. poate eu mâine nu vreau să... Da. Asta variază. Variază foarte mult. Și nu vreau să rămână în capul oamenilor că, bă... Astea sunt informații care nu trebuie să fie precise, pentru că nu sunt schimbătoare. Da. Uite, prima dată când vând un clip, îl vând mai scump, adică prima dată când fac ceva. După o perioadă de timp ce eu, de exemplu, dacă nu mai vreau să fac un anumit content, scad prețurile, pentru că e un semn că, bă, încheiem capitolul ăsta, de acum încolo facem altceva. Trebuie să fii foarte actual și pe OnlyFans dacă vrei să faci bani. Întrerup podcastul ăsta ca să vă aduc la cunoștință că pe site-ul celor de la One Puff sunt reduceri la toate aromele. Deci fumați One Puff. Înapoi la podcast. Că și Bia Khalifa fumează. Bățâțele, eu sincer sunt ok cu persoanele care fetele care nu au silicone și au țâțele foarte mici, pentru că și eu le-am avut așa, dar vezi, țâțele le mai faci, mai bagi un silicon, e ieftin, e pentru toată lumea, mai nu toate au silicone, de asta nici nu mai plac silicoanele și pe bune eu într-o zi mi le scot să moară familia mea. Da? Da, m-am săturat, ce, toate și-au pus silicoane, că acum se pun în rate, bă. Pe când mi-am pus eu, da, jur pe viața mea. Pe când eu mi-am pus, da. 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 Da, mă, da. Deci își pun alea să mă oară Jaxana. Pe bune. Mamă, fac credit. Fac credit. Ai înțeles? Și... Da, silicoane în rate. Da, curu, frate, e ca talentul. Ori l-ai, ori nu-l ai. Talent, finețe și haz. Nu le are oricine. Pe bune.
Ce, fake it till you make it. Oh, frate, că nu poți să faci anumite chestii. Nu poți să fake-uiești. Nu știu, atitudinea, bă. Uh-huh. Știi? Dacă, de exemplu, uite, toată lumea îmi spune că sunt arogantă, nu sunt arogantă, nu nimic, sunt irascibilă, ironică și sarcastică. Da, și ei asociază ca proștii chestia asta cu a, asta are fițe. Nu, n-am fițe. Și persoanele care vor să pară ca mine, că mai nou e un trend. Eu sunt așa natural, nu pot să mă schimb pentru nimic în lume, așa sunt eu. Efectiv o dau un penibil, pentru că o dau un fițe pe bune, știi? Eu nu sunt de acord cu fițele astea, bășinile astea proaste, de exemplu, oamenii care, eu nu suport persoanele care nu zic mulțumesc, care nu spun te rog frumos, care nu spun, mă rog, vai, face parte din baza oricărui om. Și dacă, uite, poți să te uiți în emisiune, de exemplu, că cine a urmărit emisiunea a văzut că eu am fost singura care spunea poftă bună, mulțumesc, cu plăcere, te rog frumos. Deci chestiile astea nu le spun, nu sunt ceva chestii în premieră. Sunt chestii pe care eu le fac, ezig ca ceilalți să le facă cu mine, pentru că eu nu respect persoanele care nu sunt civilizați. Te-ai gândit că m-am uitat acum la o chestie. Așa. Să colaborez cu cineva pentru contentul hardcore, ca să mai boostez prețul ăla și să-l triplez, de fapt. M-am uitat la o persoană cu care eu rupe. Romanian Final Boss. Cine e? Nu știi? Nu, jur. Stai pe TikTok? Așa. Am stat doar să fac... ăla cu... Ăsta e Romanian Final Boss. Ia. Yeah. Nu e genul meu. Nu e genul meu. Jur. Doamne ferește. Nu e genul meu. Jur pe viața mea. E deformat. E deformat. Crede-mă, zici care filtrul ăla de The Weeknd. Nu e genul meu. Vorbesc foarte serios. Vorbesc foarte serios. Deci mie nu-mi plac bărbații ăștia așa. Sau că chestia asta, fenomenul ăsta de malformare, se poți să-l vezi și la femei. Când își pun țâțele prea mari, buzele prea mari. Și eu le-am avut un pic mai mari înainte și le-am topit pentru că mi-am dat seama că e penibil. Adică acum deja pentru mine sunt foarte mari, maxim atât. Ce e mult e penibil. Ce e prea mult e penibil. Atât. E penibil. Nu-mi place. Nu-mi place, pe bune, e un chin să stai în corpul ăla. Vorbesc foarte serios. Da. Deci nu-ți place de Romanian în Final Boss? Nu-mi plac silicoanele prea mari, nu-mi plac mușchii prea mari. Ăștia cu mușchi mari oricum au pula mică sau nu se scoală de la testosteron, că ar vrea el să aibă testosteron, de la ăstea. Ce bagă ei? Creatină, steroizi, da, de la steroizi. Da, afectează. Plus că vezi că steroizii, cum cresc tot în tine, îți cresc și organele vitale. Și alea se umflă în tine, adică se umflă pateu mai pe scurt. Și tu când nu mai bagi, rămâi cu burtă pentru că ai organele umflate în tine, crescute, ca să înțelegi. Uh-huh. Ce... E un fenomen penibil, irreversibil, dacă începi să bagi steroizi. Nu, plus că nouă femeilor nu ne plac bărbații așa. O să fie un fel de casting pentru... Pentru ce? Pentru hardcore. Pentru filmele hardcore. Nu, l-am ales deja. A, l-ai ales? Da. Și țin în anonimat. Păi, pentru că facem business. Pe bune, chiar pe bune vorbesc. Crezi că lumea a înțeles mesajul adevărat din podcastul ăsta? Mesajul ăsta dur. Voice message-ul. Bia, mulțumesc foarte frumos că ai venit la acest podcast. Dacă îmi permiți să zic, un podcast foarte deep și cu un mesaj ascuns. Așa? Da. Vreau să vă mulțumesc pentru... Pa!